This video is sponsored by Interauto. Salut, Mihail! Salut! Cum e dispoziția? Foarte bine! Am 30 de întrebări pentru tine, sper că poți să-mi răspunzi cât mai sincer posibil. Asta e lui, da. Prima întrebare. Cum te-ar descrie familia ta? Foarte grijuliu. Cum te-ar descrie foștii tăi profesori de la școală? Când eram mic, cam eram zvânțuit. De la ce vârstă ai început să te ocupi cu artele marțiale? 13-14 ani. Dacă nu erai luptător, cu ce te ocupai? Nici nu știu cine este. Dat fiind faptul că nickname-ul tău este Pitbull și chiar ești și stăpân de Pitbull, ce rasă de câini crezi că e cea mai agresivă? Nu știu care e cea mai agresivă, dar Pitbull-ii printre ei sunt. Ai vreun ritual deosebit pe care îl îndeplinești înainte de luptă? Sunt credincios și mă rog la Domnul, principalul fără traumă. Cea mai lungă perioadă de timp pe care ai petrecut-o fără somn? Cred că o 3 zile și nopți. Dar fără mâncare? Mai mult o zice. Cât timp îți ia să schimbi lejeria de pat? Repede. Cu ce te ocupi când nu mai știi cu ce să te ocupi? Cu familia, mă. Ești la masa de sărbătoare. Care este primul fel de mâncare spre care te întinzi? Orezul tare îmi place. Cel mai prostesc mod în care te-ai accidentat? Mă închidica și-n cajus. Поскользнулся, так. Потерял сознание, так. Очнулся, гипс, ce? Primul lucru pe care îl faci când te trezești dimineața? Așterg patul. Ultimul lucru pe care îl faci înainte de somn? După cum am spus, sunt credincios, îmi fac cruce, spun tatăl nostru. Red Bull sau Pitbull? Pitbull. Tricou sau cămașă? Tricou. Godzilla sau King Kong? King Kong. Filme sau jocuri video? Filme. Mămăligă sau pâine? Mămăligă n-am mâncat de mult, dar pâine mai gustă din când în când. Ce responsabilități din gospodărie cad sub responsabilitatea ta? Tot ce e împrejurul casei. Ce melodie ți-ai dori să cânte la înmormântarea ta? Prea de vreme. Ce secret ai ascuns de părinții tăi până în ziua de azi? La școală mai fugeam de la școală. Când te rătăcești, ceri îndrumări de la trecători ori încerci să te descurci singur? Și una și alta. Câte telefoane ai stricat sau pierdut? Nu am stricat. Dar ai pierdut? Pierdut, am pierdut. Câte? Nu mai țin minte precis, dar vreo două precis. Cele mai hazlii cuvinte pe care le-ai auzit din gura copiilor tăi? Măi băiete. Ție ți s-a adresat? Da. Cum îi pedepsești când îți ies din cuvânt? E până să fac flotări. Care a fost cel mai stânjenitor moment din viața ta, când te-ai simțit cel mai incomod? Incomod? Incomod. Cred că n-am pierdut centura. Ce ai schimbat la tine? Da, ce schimb? Îmi place cum sunt. I'm awesome! La ultimele 5 întrebări răspunzi doar cu da sau nu. Da. Ai cotrăbuit vreodată prin lucrurile cuiva? Da. Ai mers vreodată noaptea prin cimitir? De multe ori. Ești în stare să dezvălui istoria browserului fără mustrări de conștiință? Cred că nu. Ai încercat vreodată să repeți în viața reală scenele cu bătaie din filmele de acțiune? Da. Mănânci merele căzute din pom direct de pe pământ fără să le speli? De multe ori. Bine, atât a fost, Mihail. Mulțumesc frumos de timp. Mulțumesc dumneavoastră.